Bine v-am găsit, dragii mei, pe Trip Travel Live! O întrebare am. Încercând să evitați traficul greu din București, alegeți transportul în comun? Cu siguranță! Alegeți și transportul în comun numit metrou? Oh, sigur că da! E cel mai rapid mijloc de transport. Am observat asta pentru că și eu merg foarte des, evitând să scot mașina. Și am observat că multă lume alege metroul ca mijloc de transport. Însă cum ar fi dacă stațiile de metrou la care apelăm zilnic ar arăta ca niște opere de artă? Cei drept, avem câteva stații interesante în București, însă în multe capitale ale lumii, metroul uimește prin frumusețea sa și designul inedit. Lustre uriașe, globuri de sticlă, iluminat original, flori, cascade, palmieri, mozaic, picturi pe lemn, sticlă și ceramică, vitralii, grație acestor avantaje, călătoria se transformă în una plăcută și captivantă. De aceea, în acest clip, Trip Travel Live vă prezintă unele dintre cele mai frumoase, dar și cele mai neobișnuite stații de metrou din lume. Clar! călătoria cu metroul nu va mai însemna doar traseul de la un punct la altul dacă alegi una dintre aceste stații, ci și o încântare plăcută, dar și captivantă. Stația Komsomolskaya este cea mai faimoasă stație de metro din Moscova și un simbol al capitalei rusești, care atrage mii de vizitatori. Aceasta concurează cu sările luxoase ale unui palat și este împodobită cu picturi realizate de cei mai buni artiști din Rusia, și este iluminată cu impresionante candelabre din cristal. Doar un singur candelabru cântărește câteva tone. Rețeaua de metro din Stockholm, capitala Suediei, este impresionantă, iar picturile stilate și sistemul de lumini, atent plasat, lasă turiștii cu gura căscată. Cele peste 100 de stații, unele subterane, iar altele supraterane, sunt supranumite ca fiind cea mai lungă galerie de artă din lume deoarece poartă semnăturile a circa 150 de artiști. Aceasta este stația de metrou Radhuset și se află situată în insula Kungsholmen de pe lacul Malaren, insula făcând parte din zona intraurbană centrală a lacului Stockholmului. Ca și în cazul altor stații de metrou din Stockholm, arhitecții suedezi au optat pentru arhitectura organică, aceasta lăsând la vedere roca de bază în care este săpată stația, nesculptată și nefinisată, creându-se astfel aspectul unei peșteri naturale. Situat exact în centrul Shanghaiului. Bund este una dintre cele mai cunoscute destinații turistice din China. Nu ne miră așadar că este dotat cu un mijloc de transport subteran special și puțin spus suprarealist. Tunelul de aproape 650 de metri trece pe sub râul Huangpu, iar metroul propriu zis este o capsulă de sticlă, oferindu-le călătorilor o experiență inedită și asta pentru că din pereți este asaltat de fleșuri și de lumini colorate. Capitala Germaniei, Berlin, are un peisaj artistic important, excelent dezvoltat. Coborârea în subteran nu face decât să prelungească experiența artistică în afara expozițiilor și muzeelor. Stația Heidelberger Platz, realizată de arhitectul Wilhelm Leitgebel, are un design deosebit. Metroul din Napoli are reputația de a avea cele mai frumoase stații din Italia. Călătorii pot să admire opere de artă de dimensiuni mari, realizate de designeri și artiști celebri ca Anish Kapoor sau Karim Rashid. Cea mai cunoscută stație napolitană este Toledo, temă realizată de Oscar Tuscuet Blanca, fiind apa și lumina. Toledo, una dintre cele mai adânci stații de metro din Napoli, îți lasă impresia că te-ai scufundat în ocean. Artistul a acoperit pereții și tavanul stației cu un imens mozaic într-o multitudine de nuanțe de albastru. Stația T-Centralen este locul unde se întâlnesc toate cele trei tuneluri subterane din Stockholm. Tronsonul de culoare albastră a fost pictat în anul 1970, urmele imense de alb și albastru, decorând pereții și tavanele pe lângă arcurile rustice și coloanele ornate cu mozaicuri. Stația Khalid Bin Valet din Dubai Într-un oraș în care temperatura medie în luna august este de peste 38 de grade, Poți alege să scapi de căldură adăpostindu-te într-o stație de metrou curată cu iz subtropical. Aceasta nu este însă o stație ca oricare alta, ce ar putea fi descrisă drept un muzeu al istoriei din Dubai. Tema stației este apa, reconstituind istoria pescuitului și a culegătorilor de perle. Stația Formosa Boulevard din Kaohsiung, Taiwan, are una dintre cele mai uluitoare decorațiuni de artă publice din lume, Domul de Lumină, care încununează partea superioară a stației Boulevard Formosa, este o vitrină tavan imensă de vitralii curcubeu. Realizată de Narcissus Coangliata, este compusă din 4500 de panouri de sticlă, structura fiind considerată cea mai mare operă de arte din sticlă din lume. Datorită efectului uimitor de caleidoscop, au existat propuneri ca această stație de metrou să găzduiască nunți. Platforma stației Westfriedhof din München, Germania, este decorată cu 11 lămpi concave imense, cu diametrul de 3,8 metri, instalate aici în anul 2011. Sistemul de iluminat scaldă acest spațiu în lumini albastre, roșii și galbene. Stația Avtovo se află în orașul Sankt Petersburg din Rusia. A fost construită în anul 1955. Aftovo este o operă de artă construită în memoria a peste un milion de oameni care au murit în timpul celui de-al doilea război mondial. Este decorată cu coloane, candelabre și artă care amintește de epoca sovietică. Fagurii de pe pereți din stația Staromețca din Praga, Republica Cehă, s-ar putea să-ți amintească de blocurile Lego. În timp ce roșul profund magenta este culoarea care simbolizează stația Staromețca, celelalte stații sunt toate marcate cu o culoare diferită. Probabil, una dintre cele mai frumoase stații de metrou din lume este stația Mayakovskaya din Moscova, Rusia, numită astfel după poetul rus Vladimir Mayakovsky. Tavanul acestei stații de metrou este acoperit cu 34 de vitralii imense construite în stil Art Deco încă de pe vremea lui Stalin. Metro Center Station din Washington DC, Statele Unite ale Americii, a fost construită de arhitecții de la firma Harry Viz și asociații după ce aceștia au făcut un tur al celor mai mari stații de metro din lume. Trăsătura cea mai impresionantă a acestei stații este exprimată prin tavanele albe boltite și iluminatul elegant. Stația Arts et Metiers din Paris, capitala Franței, este dedicată muzeului de arte și meserii care se află deasupra. Această stație de pe linia 11 a primit un nou look la celebrarea celei de-a 200 aniversări a muzeului. Stația de metrou Olaias din Lisabona, capitala Portugaliei, este una dintre cele mai deosebite din lume. Proiectată de arhitectul Thomas Taveira, stația este viu colorată și este decorată cu coloane impunătoare și mozaicuri. Mai toate stațiile din München, Germania, sunt curate, moderne, dar reci. Însă stația Dülfelstrasse, inaugurată în anul 1993, este plină de culoare și luminată într-un mod original. De parcă ai sta la baza curcubeului. Deși stațiile de metrou din New York, Statele Unite ale Americii, sunt murdare și neîngrijite, există o stație de metrou care demonstrează contrariul. Deși nu mai este folosită din anul 1945, City Hall impresionează printr-o arhitectură barocă. Stația de metrou Kungstradgarden este una dintre cele mai speciale stații de metrou din Stockholm, Suedia. Este practic o grădină în stil baroc subterană. A fost creată de arhitectul Ulrich Samuelson, și aici există un râu, o cascadă și verdeață. Stația de metrou include unele vestigii arheologice descoperite în timpul lucrărilor de construcție. Stația de metrou KAFD din Riyad, Arabia Saudită, este cea mai mare stație de metrou din oraș, aici intersectându-se trei linii în districtul financiar al orașului. Această stație de metrou se laudă cu o capodoperă arhitecturală, interiorul acesteia rivalizând cu cel al unui hotel de 5 stele. Designul stației de metrou amintește de dunele de nisip bătute de vânt și constă într-un tub transparent de aer care permite pătrunderea luminii, însă ține umbra pasagerilor ferindu-i de soarele fierbinte al deșertului. Aleile de marmură și pereții placați cu aur din vasta stație de metrou fac din aceasta una dintre cele mai luxoase și frumoase stații de metrou din lume. Aceasta nu este o stație de metrou din viitor, din potrivă chiar. Localizată în inima Londrei, Canary Wharf este cea mai veche stație de metro din lume și a fost rearanjată la sfârșitul anului 1999, când a primit un look futurist cu ornamente din sticlă și fier. Parc Pobedi sau Parcul Victoriei din Moscova, Rusia, impresionează prin vitralii structurile masive de marmură și una dintre cele mai lungi scări urlante din Europa, care coboară 125 de metri. Stația Opera este o stație de metrou inaugurată pe magistrala M1 din Budapesta. Aceasta a fost deschisă în anul 1896, iar interioarele sale fiind construite în stil Bell Epoch, ca și celelalte stații ale acestei linii. Linia de metrou M1, unde se află și stația Opera, este cea mai veche și cel mai legendar dintre toate liniile de metrou din Budapesta. Este prima cale ferată subterană nu numai din Budapesta și Ungaria, ci de pe întreg continentul european. Stația de metrou Novi Zviat, Universitet, din Varșovia, capitala Poloniei, face drumul mai frumos către muncă. Drumul pe scara rulantă a acestei stații de metrou este ca o intrare într-o navă spațială. Una dintre cele mai cunoscute stații de metrou din Kiev, capitala Ucrainei, Zolotivorota, este rezultatul muncii continue a mai multor artiști cunoscuți din Ucraina. Decorul splendid, Include candelabre cu becuri în formă de lumânare, coloane impresionante și de minuțios lucrate. Stația Kosmonavdlar este una dintre cele mai unice stații de metrou din Tashkent, Uzbekistan. La urma urmei, este rar să dai peste o stație de metrou care este concepută pentru a reproduce galaxia Calea Lactee. Stația îi onorează pe cosmonauții sovietici și contribuția lor la explorarea spațiului în timpul erei sovietice. Stația de metrou Chirovski Zavod din San Petersburg este denumită după fabrica Kirov care se află în apropiere. Stația de metrou este celebră pentru găzduirea în interiorul său a unei statui a lui Lenin, iar podelele au un model de tablă de șac impresionant. De reținut este faptul că sistemul de transport subteran din San Petersburg este renumit și pentru faptul că este cel mai adânc sistem de transport subteran din lume. Ali Navoi, din Tashkent, Uzbekistan, este denumită după un poet influent uzbec din secolul al XV-lea. Aceasta este una dintre cele mai aglomerate stații din Tashkent. Alisher Navoi este foarte venerat de uzbeci. Fiecare oraș din Uzbekistan are un parc public înființat în numele său. Tavanul cu polelor stației este făcut să arate ca moscheile și madrasele din Uzbekistan, cu nuanța lor caracteristică albastră și desenele aurii complicate. Metroul din Fenian, capitala Coreei de Nord, a fost construit inițial pentru a lega clădirile militare secrete, chiar și acum existând zvonuri despre linii controlate doar de guvern. Acum a devenit o parte importantă a transportului public nord-corean. Pereții stațiilor sunt decorați cu picturi murale patriotice. Stația de metrou Plac Vilsona din Varșovia a fost construită între anii 2004 și 2005 după planurile arhitectului polonez Andrei Ciolzinski. Tavanul său este acoperit cu elipse în diverse culori, dând impresia că te afli în interiorul unui OZN uriaș, această construcție a acoperișului, care este unică pentru metroul din Varșovia, servește nu numai pentru iluminarea necesară, dar în același timp compensează și zgomotul metroului. Stația de metrou Baikonur este una dintre stațiile de-a lungul rețelei de metrou Almaty. Aceasta este o stație foarte futuristă care se potrivește cu numele său Baikonur, care este locul din Kazakhstan, unde se află principala unitate de lansare a rachetelor din Asia Centrală. Stația Elektrozavodskaya din Moscova, Rusia, este un tribut adus pionierilor electricității din întreaga lume. Aici puteți să admirați niște reliefuri în care apar chipurile lui Benjamin Franklin, William Gilbert, Mihail Lomonosov, Pavle Iablochkov, Mihail Faraday sau Alexander Popov. Stația de metrou Marienplatz din München este una dintre cele mai interesante stații de metrou Proiectată de Alexander von Branca, stația de metrou este chiar în centru și este cea mai aglomerată gară din întreaga rețea de metrou a Mühenului. Drumul către trenuri duce prin tuneluri portocalii în stil retro. Stația de metrou Stadion din Stockholm, capitala Suediei, se află pe linia roșie și a fost inaugurată în anul 1973. Culorile curcubeului pe un fundal de albastru deschis comemorează Jocurile Olimpice de Vară găzduite de oraș în anul 1922. Din punct de vedere al stilului, stația de metrou Kivenlahti din Finlanda are o atmosferă senină cu culori deschise. Luminozitatea peisajului stradal din Kivenlahti continuă în stația de metrou cu o atmosferă senină. Pe peronul stației de metrou, navetiștii sunt întâmpinați de sculptura Kulkijat, adică rătăcitorii, creată de sculptorul Kale Mustonen. Sculptura este formată din două figuri de lemn. Situată în inima orașului, stația Yuan este un nod de transport esențial pentru pasagerii care traversează zona de 2400 de mile pătrate din Shanghai. Cu ajutorul unui software de proiectare specializat, arhitecții au tăiat, îndoit și îmbinat împreună mii de foi de aluminiu în modele ondulate. Apoi au fost suspendate în sueluri în cascadă, adaptându-și formele pentru a se potrivi perfect între coloanele de susținere. Undulațiile rezultate amintesc atât de valurile templului zeului orașului vecin, cât și de ondulațiile râului Huangpu, care curge deasupra stației de metrou. Deoarece Yu Yuan este cea mai adâncă stație de metrou, de pe linie, aducerea luminii ample în spațiu a fost crucială. Panourile ondulate de tavan au fost echipate cu iluminare LED personalizată care parcurge un program de culori, pulsând ca bătăile simbolice ale inimii orașului pe care stația a ajuns să le reprezinte. Luminile trec de la o nuanță strălucitoare la alta, mișcându-se în sincron cu ritmurile traficului de pasageri. Dragii mei, cam acesta a fost clipul cu unele dintre cele mai frumoase stații de metro din lume. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like, un share, un subscribe, să lăsați și un comentariu și ne vedem data viitoare cu alte clipuri interesante. Salutare!